Astăzi o să divulgăm unele secrete ale guvernului american, o să vorbim despre tunelul secret de sub Casa Albă și asigură-te că vei rămâne până la final pentru a afla care este cea mai bună rută cu ajutorul căreia să ieși dintr-o situație de urgență dacă te afli dintr-un motiv sau altul în Casa Albă. Informațiile primite din sursele noastre secrete ne spun despre un tunel între clădirea Trezoreriei și Casa Albă care, apropo, se află la doi pași. Însă pentru început vom vorbi despre cum a început totul. În anul 1941, portul Pearl Harbor a fost bombardat de către statul major imperial japonez. În urma acestui act de război, SUA s-a implicat direct în cel de-al doilea război mondial, însă mai mult de atât a provocat neliniște printre oficialii de la Washington, în special din cauza faptului că președintele din acel moment, Franklin Roosevelt, era o țintă ușoară la Casa Albă. De-a lungul secolelor s-a dovedit că ai nevoie ca președintele să fie în viață pe parcursul unui război, așa că cei însărcinați cu securitatea lui i-au cerut acestuia să schimbe reședința într-o locație mai sigură. Însă, cu toate acestea, Roosevelt a refuzat chiar dacă aliații săi au avertizat că Führerul anunțase înființarea unui stat pan-germanic, adică unirea tuturor populațiilor de origine germană într-un singur stat, chiar dacă acest lucru nu a prevăzut alianțe, ci război. Astfel s-a ajuns la un plan de rezervă, să facă Casa Albă mai sigură și astfel au început lucrările. Proiectul principal a fost construirea unui buncăr sub aripa estică a casei albe, însă avea să dureze prea mult, iar Führerul nu avea să aștepte. Prin urmare, au căutat o soluție pe termen scurt în cazul în care japonezii sau germanii se gândeau să atace din nou însă securitatea a descoperit că peste drum clădirea trezoreriei americane are o mulțime de seifuri foarte sigure aflate la o adâncime mare care pot servi drept buncăre astfel seifurile au fost transformate rapid într un centru de comandă prezidențial uriaș construindu-se inclusiv spații de locuit pentru un sejur prelungit Desigur, dacă inamicii bombardau Washingtonul, serviciilor secrete nu le-ar fi fost tocmai ușor să-l mute pe președinte care era în scaun cu rotile, prin grădina de la Casa Albă până în clădirea trezoreriei, astfel s-au apucat de săpat. A fost construit un tunel lung de 232 de metri care ducea de la subsolul aripei de Est până într-un fel de șans cu apă din trezorerie. De acolo președintele putea intra în buncărul special amenajat, însă ghiciți ce, erau mai multe tuneluri. Există o intrare secretă în Casa Albă chiar de pe această alee care se află între strada 1510H și această clădire mare din cărămidă. Este greu să-ți dai seama că această alee este specială, dar dacă privim cu atenție vom observa sistemul de restricționare al mașinilor integrat în alee și cabina serviciilor secrete incorporată în peretele clădirii. Dacă treci de barieră, la capătul alei vei găsi ușa care duce către clădirea anexă a trezoreriei. De acolo este un tunel care duce către clădirea principală a trezoreriei, unde bineînțeles se conectează cu tunelul lui Roosevelt. Toată această construcție reprezintă o rută de evacuare excelentă în cazul în care un președinte are nevoie de o extragere sub acoperire, dar cel puțin din câte știm noi nu a fost folosită niciodată în acest scop. La fel nici buncărul temporar din clădirea trezoreriei care a fost înlocuit cu un buncăr permanent construit în aripa estică a casei albe care în cele din urmă a fost și el transformat în centrul de operațiuni prezidențiale de urgență din prezent și nu a fost folosit. Totuși, cu toate acestea, se pare că tunelul încă există și este probabil, dar cu siguranță nu, singurul tunel subteran care duce către casa albă de la o altă clădire. Dacă vă întrebați, nu vă temeți, nu am încălcat nicio lege divulgând aceste detalii. Ele au fost făcute oficiale în trecut, de aceea credem că au fost construite și alte rute de evacuare care să ajute președintele în cazul situațiilor de urgență. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!